Ieri după amiază, polițiștii au fost anunțați de către un bărbat din comuna Gorjeană Bălești despre faptul că fiul său s-a sinucis. Băiatul de 16 ani era singur acasă când a decis să-și pună capăt zilelor și nu a lăsat niciun bilet de adio în care să-și motiveze gestul necugetat. Cum era băiatul? Foarte bun, foarte deștept, copil cu minte. Copil a crescut pe frate său. Și ce se aude că s-a întâmplat? Ce nu știm nimic, eu nu știu nimic. Eu am... Probleme la școală, ceva? Sau nu, cu vreo iubită? Nu știu. Nu știm nimic. Copil cu minte, n-a auzit atâta, că s-a spânzurat, găsă maică s-a spânzurat. Nu avea prietenă, nu. Învăța foarte bine la școală, era un copil foarte respectos. Deci cu minte din care afară. Nu știu ce să vă spun de chiar... Chiar nu dau seama de ce făcu el treaba asta. Nu certa de părinți, nu... Mare un frățor mic, el l-a crescut. Maică s-a avut serviști, adică s-o servici. Deci un copil cu minte. La fața locului a ajuns imediat o echipă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, oamenii legii încercând să stabilească eventualele cauze care l-au determinat pe băiat să recurgă la acest gest. Era un copil liniștit. Adică nu avea nimic deosebit, nu era ciudat, nu avea probleme, era înțeleg un copil normal. A fost singur acasă acum? Nu știu, acum... Ce ai auzit și tu? Da, ce am auzit. Nu era singur. Nu știu ce l-au găsit? Fără bilet, fără nimic? Nu s-a spus nimic, nu știu. Gânditor era și eu m-am uitat de acolo la poartă. Am vrut să strig la el, dar și apoi a stat așa și a dat cotul așa de anseace. S-a ridicat de pe scaun, a luat-o încolo și cam fumat. El fumează, știi, și... A luat-o încolo, nu s-a auzit, certuri, nu, da, cred, nu știu, n-am vorbit cu el, de ce să vorbesc, că n-am vorbit, n-am strigat la el, punea muzică, se distra, niște oameni de... Nu au avut probleme, nu îi știu vreodată, măcar să certe și nu. Deci nu pot să spun, să-i nepotul, nu-mi vine să cred. Cadavrul minorului a fost găsit decedat prin spânzurare. Minorul avea vârsta de 16 ani. Nu a fost găsit niciun scris din care să rezulte motivele gestului dumnealui. Se fac cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor suvenirii decesului. Cadavrul băiatului de 16 ani a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzelor în urma cărora a survenit decesul.